Descoperim acum Bucureștiul secret. Cristi Radu, povestitor urban, ne arată ca în fiecare vineri locuri interesante din București. Astăzi, locurile unde s-au întâmplat evenimente esențiale acum 33 de ani. Exact, străzi, piețe, clădiri ale Partidului Comunist Român și ale fostei securități. Urmăriți un reportaj realizat de Elena Predoiu și Cristian Antonescu. Suntem în Piața Revoluției. Cristi, despre ce ne mai povestești de data asta? Decembrie este o lună foarte specială, nu numai pentru sărbătorile de iarnă, dar și pentru marcarea evenimentelor din decembrie 1989, care au dus la căderea regimului comunist. De aceea m-am gândit să organizez un tur special, un tur al Revoluției, care să cuprindă pe itinerariul său principalele puncte din centrul Bucureștiului, unde s-au întâmplat evenimente esențiale care au dus la prăbușirea regimului Ceaușescu acum 33 de ani. Și de aceea ne aflăm în centrul Pieței Revoluției, la Biblioteca Centrală Universitară. Istoria cea mai neagră a acestei clădiri, desigur, a venit după al doilea război mondial, când regimul comunist a transformat-o în direcția a 5-a a securității statului, unul dintre cele mai temute departamente. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, această clădire a fost incendiată și a ars din temelii, rămânând doar cochilia ei. Cochilie care ulterior, la începutul anilor 2000, a fost încorporată în proiectul de clădire de birouri pe care îl vedem și în zilele noastre. Ce este cel mai interesant despre clădirea asta este că nu există un teren de mijloc unde să se întâlnească ideile sau opiniile oamenilor. Ori o urăști, ori o iubești. Turul ne aduce și la această clădire celebră și vedem și balconul la care a stat Nicolae Ceaușescu. Da, într-adevăr o vom include automat pe itinerariul turului. Niciun tur al Revoluției nu poate exista fără epicentrul evenimentelor din decembrie 1989, fostul sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Da, pe acel balcon Nicolae Ceaușescu și-a ținut ultimul său discurs pe 21 decembrie 1989. Doamne, cât de mari sunt urmele astea de gloanțe! Sunt practic cele mai accesibile, să le spunem, urme de gloanțe din timpul Revoluției din decembrie 1989, ele fiind la nivelul solului palpabile pentru oricine trece pe intrarea Jean Georgescu, unde ne aflăm acum tot în spatele fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român. Există mitul că această clădire ar fi fost construită de comuniști. Ei bine, nu. Ea a fost construită la comanda regelui Carol al II-lea. Construcția a început în a doua parte a anilor 30 și a fost finalizată abia după al doilea război mondial. Iar Comitetul Central al Partidului Comunist s-a mutat aici abia în 1958. Și de atunci până pe 22 decembrie 1989, când Ceaușeștii au fugit cu elicopterul chiar de pe această clădire, a fost centrul regimului comunist. Aici se luau cele mai importante decizii, chiar în sala de deasupra biroului de la etajul 1 al lui Ceaușescu, în sala Comitetului Politic Executiv. De-a lungul itinerariului turului ne vom opri și la această clădire de mai mici dimensiuni din spatele fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român. O clădire cenușie, acoperită de vegetație, pe care poate nu observi când mergi pe stradă, dar ea a reprezentat ceva în timpul regimurilor represive care au guvernat România în secolul al XX-lea. A fost construită la finalul anilor 30 de către regimul dictaturii regale a lui Carol al II-lea. Atunci, în această clădire își avea sediul Ministerul Propagandei. Da, guvernul României a avut un minister al propagandei naționale, așa se numea, imitându-l pe cel de la Berlin din guvernul Germaniei naziste al vremii. Desigur că regimul comunist nu a ratat ocazia să nu-și atribuie și această clădire și începând cu anii 50, aici a funcționat Uniunea Tineretului Comunist, practic organizația de tineret a Partidului Comunist Român. În Piața Revoluției avem și acest edificiu cu fântâni pe parter. Este foarte special, unicat în oraș. Se numește Palazzo și a fost construit undeva la începutul anilor 50, însă cu scopul clar de a ascunde ceva. Deci sub această clădire se ascunde ceva foarte interesant, dar despre asta vorbim la tur. O altă oprire importantă pe itinerariul turului Revoluției o să fie aici, în această intersecție unde avem și Palatul Telefonilor și unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din București. Această intersecție a inclus până în 1944 primul sediu al Teatrului Național din București, inaugurat în perioada domniei lui Barbu Știrbei, în 1852. Clădirea veche a teatrului, desigur de dinainte de cea actuală din Piața Universității, a fost bombardată de Germania nazistă în 1944 și demolată ulterior. După al doilea război mondial,
regimul comunist a amenajat pe locul fostului Teatru Național o piațetă, numită Piața 13 decembrie 1918. Și așa s-a păstrat spațiul până în anii 90 sau chiar începutul anilor 2000. Acum, data de 13 decembrie 1918 este foarte importantă. Atunci a fost o grevă și o revoltă a tipografilor în București și s-au întâmplat evenimente chiar aici, în piața Teatrului Național de atunci, ulterior scoarul 13 decembrie 1918. Și vom vorbi la tur despre acest eveniment, întrucât de acolo s-a revendicat parțial mișcarea muncitorească și s-a revendicat parțial și regimul comunist din România. Mi-ai vorbit despre tur. Cine îl organizează? Turul este organizat independent, sub Senatul și un amic de-al meu, istoricul Mihai Burcea. El este expert cercetător la Institutul pentru Studiul Totalitarismului aici în București și știe totul despre arhivele comunismului, despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989 și o să ne povestească lucruri foarte interesante, unele dintre ele chiar șocante. Bun, turul este pe 21 decembrie. La ce oră? La ora 10:30 dimineața. Și cine se poate înscrie și unde trebuie să vină ca punct de întâlnire? Păi trebuie să vină la statuia regelui Carol I din Piața Revoluției, în centrul pieței, pe esplanada din fața Bibliotecii Centrale Universitare, și se poate înscrie absolut oricine, trebuie doar să acceseze evenimentul de Facebook Turul Revoluției 89 Selecții, așa i-am spus, din motive evidente, să vadă acolo adresa de e-mail, să trimită un e-mail cu numele și presto, este înscris imediat. Și ca să-ți dau un ultim amănunt așa de teaser, inclusiv pentru telespectatori, porticul în care ne aflăm acum ține de o clădire care a fost și ea sediul al securității.